Jacopo Riti. Până Marchez Mar. Mergem să marcăm marca. Avem trusa de mărcat mărcile. Eu de anul acesta le marchez cu opalit. Mă duc să aduc niște turte, nu mai știu pe unde am pus-o. Nu mai știu pe unde am pus turta, nu contează. Ne plecăm în ușile. Trusa de marcat cu opalit. Ce conține ea? Numerele. Aici avem o altă cușcă în care voi băga niște turte, dar trebuie să caut unde am pus. Și acum vom prinde mătcuța și o vom marca. Dar înainte de asta trebuie să eliberăm un număr de aici. Am ajuns la numărul 13. Să sperăm că o să fie bine. Dacă totuși e numărul 13, ar trebui să fie tot în regulă. Numărul las acolo. Deschid sticluța cu adeziv. Am deschis sticluța cu adeziv și acum prindem matca. Mai atenție când prindeți matca, că poate să vă zboare. Eu bag degetele aici, așa mă duc către ea. Am prins-o de aripioară. Un picioruș, ia-ți piciorușul tu de acolo. Au o capacitate de a-și îndoi picioarele în sus. Prima dată am crezut că poate să-și rupă piciorul. Îl muiem în adeziv. Punem pe spatele la mață un pic de adeziv. Luăm numărul și îl fixăm. Deci am fixat numărul pe spatele reginei. O ținem un pic să se usuce. Să vedem dacă focalizează.
oricum e pus pe spatele regine și acum o să o introduc pe doamna regină în cușcă. Aici o să-i aduc niște turtă. Pun la umbră. Mă duc să caut niște turtă. Am găsit turta și vin să-i pun la matcă. Deci asta turte și mergem și dăm înapoi la acele albinuțe, matcă.